Nu știu ce se întâmplă cu mine. Ba vreau să plec, ba vreau să rămân. Sunt cam poezia aia. Voiam să pleci, voiam și să rămâi. N-ai ascultat de gândul cel din tâi. Acum nu mai vreau să mai plec. Că mi-am dat seama că vin oamenii la munte. Și dacă vin oamenii la munte, încep și petrecerile. Ori eu, oameni buni, sunt un om al petrecerilor. Liniștea, da, îmi place liniștea. Dar am fost la izolare 2 luni și jumătate și a fost greu, foarte greu. Acum nu pot să vă spun decât că nu vreau decât să fac baie de mulțime, să fiu cu oameni, să fiu în jurul lor. La izolare am fost cu niște femei sănătoase, erau și femei bolnave, adevărat, dar foarte puține, 3 sau 4, și noi la un moment dat am fost și 30. Am fost într-un spital de boli psihiatrice, Spitalul Nou Obregea. Și acolo m-au îngrijit foarte bine. Dar înainte de asta, de îngrijirea asta foarte bună, m-am retraumatizat pentru că am vrut să fac un experiment. Am vrut să văd dacă un om normal poate fi internat la nebuni și m-am prefăcut că sunt Dumnezeu. A fost suficient să mă prefac că sunt Dumnezeu, să fac un filmuleț pe YouTube, care a fost șters după aia de către familia mea, pentru că li se părea că mă compromit, pentru că ei întotdeauna au ascuns faptul că eu aș avea probleme psihice, pentru că, într-adevăr, nu am probleme psihice, cât mai mult am probleme emoționale. Creierul meu are o abnormalitate, funcționează mai mult decât trebuie să funcționeze. Și dacă prind o idee genială, care mie mi se pare genială, uitați-o pe mamaie la geam. O filmez și pe ea acum. Dacă prind o idee genială, îi dau curs. Și atunci când sunt oprită, atunci încep să mă revolt și devin așa ca un mic Dumnezeu care dictează și care le spune tuturor să lase dracu în pace, să-și facă treaba. Pentru că atunci când aveți o idee genială și vă apucați să le spuneți și celorlalți, credeți-mă că vor face totul să vă împiedice să obțineți ceea ce vă doriți. Eu nu am niciun vis pe care să nu mi-l fi realizat până acum. Și visele viitoare o să vă arăt folderul meu cu vise îndeplinite. Am casa mea, am mașina mea, am experiențele mele. Ceea ce n-am putut să fac până acum, n-am putut să-mi îndeplinesc visele care au tentă sexuală. Frustrările mele sexuale au fost cele mai puternice. Pentru că la vârsta de 18 ani, primul meu partener nu a putut să mă dezvirgineze normal și a folosit o sticlă de șampanie. Eu atunci am avut un șoc, am devenit promiscuă și pentru că mătușa mea a murit, mi s-a făcut o internare la spital. Am fost internată cu tulburare atipică, pentru că eu credeam că pot să-mi aduc mătușa înapoi, că pot să o înviu. Și aveam și frustrarea că fusesem certate înainte. Și ea m-a rugat să o iert și eu nu am iertat-o. Iar pentru asta am ajuns la nebuni. Primul diagnostic, tulburare atipică. Al doilea diagnostic, tulburare nespecifică. Pentru că eu eram extrem de fericită. Și mă simțeam un fel de Iisus care poate să învie morții. Mă simțeam Dumnezeu. Și creierul meu funcționa la 90% din capacitate. Mi-au făcut șocuri electrice. Au încercat tratamente ca să mă adoarmă. Și timp de 3 săptămâni nu am dormit. Pentru că și dacă îmi dai un tratament pentru un elefant, creierul meu tot procesează informație. Și tot nu doarme, face numai ce vrea el. Și ce s-a întâmplat, domnul Aurel Romilă mi-a făcut 3 ședințe de șocuri electrice care m-au făcut tabula rasa. Asta înseamnă că nu mai știam cine sunt, nu știam cum mă cheamă. Mi-era frică de părinții mei, de fratele meu, de casa mea, de camera mea. Nu recunoșteam nimic și nu aveam niciun gând în creier. Singurul meu obicei era să merg în curte, să mă așez în genunchi. Singurul meu gând era către Dumnezeu. Era singurul lucru la care mă puteam gândi. Singurul lucru care îmi rămăsese, Dumnezeu.
Mă așezam în genunchi și mă rugam, Doamne, dă-mi o idee, o singură idee pe care să o scriu pe creierul stalu. E multă suferință. O să vă explic despre suferința mea, ca să înțelegeți de ce am ajuns așa, de ce frustrările mele au dus la atâta suferință și din partea familiei, pentru că mi-am chinuit și familia în timpul ăsta. I-am trecut prin chinuri foarte mari. Și acum, ca să mă vedeți, ca să înțelegeți, o să-mi dau și lupaica jos. Că nu sunt o lupaică, sunt o femeie ca orice altă femeie care vrea să fie liberă. Domnilor, nu vreau decât să fiu liberă, să fac ceea ce îmi place. Să mă culc cu cine îmi place. O să divorțez de soțul meu, care este dragostea vieții mele, pentru că nu poate să-mi ofere libertate. Vrea să fiu sănătoasă și normală, ori eu nu sunt o persoană normală. Eu sunt o excentrică. Eu sunt o persoană care pictează, care scrie, care simte nevoia să fie conectată cu voi toți, cu toți oamenii de pe pământ. Simt iubire necondiționată, simt lucruri pe care alții nu le simt. Sunt în acord cu universul și cu legile lui. Nu fac decât ceea ce îmi dictează inima și nu fac decât ceea ce îmi place, când vreau, cum vreau, fac ce vreau. Asta sunt eu. Sunt un om care face ce vrea. Și acum sunt un om care filmează. Deși soțul meu mi-a interzis să mai fac filmări care să-i strice lui imaginea cât timp sunt soția lui. Uitați oamenii cum intră în case și o să vedeți cum încep să vină oamenii, o să vă arăt, cum încep să vină oamenii să populeze toate casele astea micuțe, cu suflet, încălzite, cu bucate bune. Și pe Vila Cerbu s-a urcat și Moș Crăciun. Nu știu dacă îl vedeți. E un Moș Crăciun acolo urcat. Mie mi-au cam înghețat picioarele. Trebuie să mă duc să-mi pun bocancii. Asta e clar. Că văd că e un pic mai rece decât mă așteptam. Și șosetele mele, deși sunt groase, nu sunt suficient de groase. Deci o să-mi pun bocancii, că acum sunt cu niște papuci. Deci vă las să mă duc să mă încălzesc. Vă pup!